Ministerul Transporturilor vrea ca până în anul 2030 să introducă un sistem automat pentru amenzi, cu 300 de radare și 500 de camere video. Potrivit Strategiei Naționale de Siguranță Rutieră 2022-2030, guvernul își propune să reducă numărul persoanelor decedate sau rănite grav în accidente rutiere cu până la 50% până în anul 2030. Astfel, în următorii 8 ani, guvernul va introduce un sistem automat pentru amenzi cu 300 de radare și 500 de camere video, 1000 de limitatoare pentru viteză, dar și un rating de siguranță pentru șosele, adică acel mecanism de clasificare a tronsoanelor rutiere din punct de vedere al gradului de risc. Achiziționarea a 1000 limitatoare viteză, 300 radare mobile și 500 de camere video. Radarele mobile și camerele video sunt conectate într-un sistem integrat. În ceea ce privește limitatoarele de viteză, radarele mobile și camerele video, elementele de cost sunt următoarele: 1000 limitatoare de viteză, 300 radare mobile, 500 de camere video. Documentul, care are 36 de pagini, cuprinde situația actuală a infrastructurii de transport din România, cauzele principale care duc la producerea accidentelor rutiere, investițiile propuse pentru proiecte de siguranță rutieră inclusiv, pasaj și măsuri pentru întărirea legislației, sistem automat pentru detectarea, procesarea și sancționarea abateriilor rutiere și un rating clasificare a drumurilor în funcție de nivelul de siguranță.